Bună seara! Bună seara, dragii mei prieteni! Știți, mi s-a întors un film, a să vă uitați pe urmă. Așa, din anul trecut, cât am luptat cu doamna în cauză care era amendată unii dintre primii. Vă aduceți aminte cu amenda și e mare de 22.000 de lei 500, de 25.000 de lei amenda. Pe urmă, eu a devenit neconstituțională, dar oamenii, încă și în ziua de azi, schinui cu amenda și e prin instanță. Pentru că dacă te duci în instanțele astea lor de rahat, te chinui pe urmă mult și bine. Păi și scapi. COVID, nu COVID. Cine oameni buni era la guvernare atunci? Oare nu era Dumbrăveanu și Chicu, care acum și-a făcut partid? Chicu, care acum și-a făcut partid, ne-a pus amenzi de 25.000 de lei. Ne-a pus amenzi de 22.000 de lei. 500 era și mai mică amendă, multă lume a plătit-o, amendele, le-a plătit-o, speriți, o plătit în 3 zile, foarte multă lume. Unul dintre care luptă este de la Varnița, domnul Dumitru Veteranu. Luptă până în ziua de azi, a fost de amendă și ieși la executor și înapoi și cu fiica lui am vorbit și stresați oamenii de unii dintr-o pensie de 1.500 să plătească în pensionar de 67 de ani să plătească o amendă de 25.000 de lei. Dar Chicu, cât a stat la putere, prim-ministru nostru, deștept, cu Dumbrăveanu, râsurile astea și leprele, acum ei au partid. Au partid, vă închipuiți? Așa care ne-au pus pe pânci țara, ei au primit 150 de milioane de lei de la Europa. Unii-s banii, oameni buni, unii-s banii. Chicu am umblă culoacele și cumpără tineri. Tineri, nu vă vindeți, tineri. Tineretul, nu vă vindeți, ăsta e viitorul, vă aparține. Ia câtă-li prin săcarul, vedeți? Ia câtă-li, pe timpul filat, am să vă pomenesc și am să fac chinouri de aici, am să le fac de la geam. Tot timpul, să vă arăt prin săcarul banditul, cum, e ca de la vale trăiește fiorțul cel mai mare. Dar aici, de la deal, ne-a câtă-o casă. Stă, vă vă dați seama, cu etaj în pământ, cu fântâni, v-am spus, geotermale, fântâni, de acolo ies căldură, din pământ, oameni buni, ei n-au nevoie de gaz, uitați-vă, ei n-au turbă de gaz. Turba de gaz o are vecinul de la deal să duce. Ei n-au gaz, ei s-au luat din pământ căldură. Ei nu ne-au întrebat pe noi, îi dăm noi acordul sau nu îi dăm? Pentru că el a lucrat la inspectoratul fiscal, Tațu. În 2013 au început casele, în 2014 erau casele gata, toată lumea știe, toată lumea știe. Câte o etaj în pământ. Gardul este numai cât gardul este costă. Dar la vecinul de alături a stat nopți întregi și i-a păzit cât a construit el că să lua aici este. Vecinul i-a păzit casa și la urmă i-a dat 1.000 de lei, oameni buni. Și când l-am întrebat pe gard, nu ți-e rușine să nu dai la pensionar și la 1.000 de lei, că la 2-3 de noapte, iată acolo, era un vagon, la poartă era un vagon, să vede poarta. Era un vagon și eu îl întrebam și el mă vede că eu deschid geamul. Și el mi-a strigat domnul de pe poartă și eu spun, de ce nu dormi? E oara două de noapte, trei de noapte. Nu, că eu mă păzesc. Eu nu pot dormi, eu mă păzesc. Dar cât îți plătesc, te păzesc? Că erau doi oameni. Unul lucra 500 și unul 500, peste 100. Oameni buni. Ei nu dormeau și nici zi, nici noapte. Așa că leprele astea, râsurile astea de gospodari, că este socot gospodari față de noi, înțelegeți? Că noi, restul poporul chinuit și năcăjit, trăiește cum poate, cleafa asta nu-ți permite nimic. Nu vă vindeți tineri, nu vă duceți în partid la Chicu, la Dumbrăveanu, acolo toate râsurile, toate leprele. Dodon revine înapoi. Prin Chicu revine înapoi, oameni buni. Chicu, Dumbrăveanu, eu când le-am văzut azi că sunt partid Chicu, Dumbrăveanu, eu am chicat jos, înțelegeți-o, nu știam că Chicu face partid, dar nu știam cine. Leprele Dumbrăveanu, care ne-au pus măștile la gură și ne-au amendat în anul trecut, țineți minte, câte 22.000 de lei. Nu uitați, oameni buni, s-a întors filmul din an, cum eu umblam cu doamna și luptam, doamna bolnavă, invalid, invalid de război. Domnul Dumitru, la fel, de la Varneța, îi purtam, le făceam filmuri, îi aducem și spuneam, Doamne, asta e grav, niște pensionari care n-au 1.000 de lei. Doamna Nina n-avea 1.000 de lei pensie, n-are 1.000 de lei pensie, oameni buni. Eu luptat la război, eu luptat. Noi avem nevoie la noi aici în țară, la noi, la Moldova. Noi nu avem nevoie de Rusia, de România, de nimeni. Noi trebuie țara asta, noi zicători vă spun, moldoveni, țara asta noastră, chiar nu putem arăta noi și suntem, nu putem aduce investiții încoace în țara asta, să trăim și noi cum scade. Putem. Noi trebuie să trăim bine cu toți, oameni buni. Tot depinde de noi.
Nu, toate râsurile de Cavcaliuc, de Chicu, care și-au bătut joc de noi și ne-au șezat în penitenciar, că eu chiar azi vorbim cu cineva și spune, zice, dar pe timpul Dodon nu a fost chiar ca pe timpul Plahotniuc când închide. Plahotniuc m-a închis pe mine. De atâta eu lupt oameni buni. În 2018, când am fost eliberată, era Plahotniuc la putere. Nu uitați, Chicu ne-a pus măștri la gură și amenzele de 25.000 de lei. Tineri, nu vă vindeți, distribuiți filmul meu. Eu nu pot distribui, nu pot, mă stărui, scriu mesaje, mă blochează, nu pot distribui, pentru că, din câte am înțeles, trebuie să fac deja o pagină. Înțelegeți? Ca să poată, multă lume îmi spune, că nu mă poate privi, foarte multă lume. Nu știu ce se înseamnă, dar mă întâlnește lumea pe drum și îmi spune, deși m-ai blocat, nu te-am blocat, i-am arătat, uite, deloc n-apare la mine, înțelegeți? Nu înțeleg de ce. Sau stă alături și îi transmit filmul și nu îl arată. Știu că mulți îmi spun. Pe mine de câte ori m-a închis înainte de alegeri. Aduceți-vă aminte, o lună jumate, în toamnă, m-a închis. Amuia iar de nou, o lună jumate, m-a închis. Ne închide Facebook-ul, pentru că ei au troli, pot lucra, înțelegeți? Atunci a lucrat pentru Dodon. Chicu revine prin Dodon. Tineria tu, rușine să vă și ei, vă duceți la Chicu. Rușine. Banditul ăsta care a furat în timp de COVID, noi am stat, oameni buni, noi am stat pe timp de COVID, fără nici un leu de una tăți închiși în casă, ca să iei banii Chicu cu Dumbrăveanu și nimic nu le se întâmplă. Și fac partid acum. Că eu i-am scris lui Chicu, zic, multe culioase trebuie ai acolo pregătite pentru dânsi, pentru că scumperi tineretul, că eu sărășit, eu înțeleg. Că le dă bani, că fără bani nu te duci, dacă ai onoare și demnitate, nu te duci, oameni buni. Nu te duci să slujești un partid pe cineva, partidul ăsta nu-i dezbinat, măștri la gură nu-i dezbinat, urlă, țâpă, tăți răcnesc cu măștri la gură. Nu depinde, v-am arătat ieri o oră în stat și am așteptat ambulanța, eu azi o sun toată ziua pe doamnă, că mulți mă întreabă, nu ne răspunde, eu nu știu din ce cauză nu ne răspunde, dar telefonul se duce, chemările se aud, că se duc, dar nu ne răspunde. Îmi pare foarte rău de tineretul care pleacă la Chicu să duc să-l slujească pe Chicu pentru bani, că fără bani nimeni nu pleacă la Chicu. Nu, tineretul, nu vă duceți în partide care vreți să slujiți poporului, nu vă duceți în partidele cele răpănoase, leprile, cele care ne-au furat atâția ani de zile, 30 de ani de zile ne-au furat. Nu știu, nu mă răspunde. Am să vedem, eu mai continui să o mai sun, poate mă răspunde, poate că era rău, într-adevăr. O oră, am așteptat ambulanța, unde erau banii care eu doat încoace 150 de milioane de euro au fost dați pentru noi ajutor. Aici ne-a trăsnit cum au vrut și tot timpul am strigat și v-am spus. Tot timpul v-am spus tot. Cât s-a luat Chicu din toate cele 150 de milioane cu Dodon tăți împreună? Noi nu avem procuror general, nu are cine lucra, oameni buni. Procurorul general și ăsta e vândut, tot e la pachet, dacă șede, eu de câteori v-am spus, dacă îl slujește Ruslan Popov și în mâna dreaptă lui Stoianoglu, șede alături, care, Ruslan Popov care a făcut un frigider de milioane de euro, l-am arătat de câte ori. Salut la toți, vă rog frumos distribuiți și să nu se vândă tineretul, noi trebuie să știm toată lista la fiecare listă, oricum n-ați leșit așa de ușor, toți vor anticipate, gata, să gătesc, să duc pe la sate, le duc pachete, le dau fel de fel, deja culioase, bani și așa mai departe. Eu zic, Doamne ferește, 70 de partide, unde trăim noi oameni buni? Noi dezbinat total țara asta. Dacă lepre de al de Ion Prisăcaru, care și-a construit, pe timpul filat. Îl vedeți? Ia uitați-vă. Voi ați stat pe șticotare. Toți am stat pe șticotare. Noi n-avem nici pe aproape. De pe asta e numai la Ficiori. Asta e numai la Ficioraș. Neacătăi. Biseci au ambii tot una. Vedeți? Unul cu... Uitați-vă și acoperiș, uitați-vă și chiatră, uitați-vă și aici, și lucrări să aici. Câtă lume plâns de urmă la bani. Că unul vine și spune că a să-i bombardeze că nu-i dă banii înapoi. Că e umblat plătos la România și o adus aici, material de Doamne ferește, vă n-aveți idei. Asta stăți banii noștri. Și încă, ce să vă mai spun, curechiu, varza, scumpără din la Ucraina cu 15 cenți. Cu 15 cenți. De vămarea, oameni buni, o iei din 7 lei. Dacă aduce omul cu 15 cenți fură, că e cumpărată de la Ucraina, că e varză, deși e vechi, deja este varză nouă,
și o aduce pe cei vechi, că zici, cum zici, să gândești că e post și o aducă și eu devamează din 7 lei, adică cu 35 de bănuți. Dacă el a cumpărat-o cu 15 bănuți, de ce nu iei 8% din 15 bănuți? Înțelegeți? Tot banii noștri, tot pe noi iar din nou ne trăsnesc. Tăti vămele este, atât se zboare în aer, tăti vămele este, atât vameșe este, atât legile este a lor. Doi bandiți, Chicu și Dumbrăveanu, așa se denumesc filmul ăsta, Chicu și Dumbrăveanu și-au făcut jigodele partid pe banii noștri. Partidul a stat la guvernare și ne-a închis un an de zile în casă, ne-a închis gurile, ne-a închis fără niciun leu de una ajutoare, voi nu aveți idei, genocid, au făcut genocid în țară și am ochit cu de-am face partid. Și-a mamele cu 4 copii, cu 5 copii, eu le ascult, cât ascult eu mesajele, că ei n-au cu ei splânge. Noi nu avem guvern în țară. Nimeni nu ne poate lega gurile. Ieșiți mâini toți în centru să dăm jos toate măștile, să le zvârlim, că măștile costă oameni buni. Nu există COVID, există scheme de a prelua banii. Nu vă temeți de COVID, că nu există COVID. Există că omul trebuie, are ceasul când se naște și are ceasul când trebuie să moară. Ne-i scris nou în frunte. Vrem noi asta sau nu vrem? Este ora când trebuie să te naști și este ora când trebuie să mori. Există o putere oarecare, credeți-mă și vă spun eu. Avem ceasul morții fiecare. Dar ei nu închis în COVID și fac partide. Ei deja toți sunt în alegeri anticipate, toți la oaltă, toți vor la putere. Chicu Dodon revine prin Chicu înapoi. E jale mare, ei nu vor să cedeze, 30 de ani ne-au pus în genunchi și ne pun în continuare. Sclavi am fost sclavi, noi ne ducem pe hotare și aducem banii în țară. Dar ei stau pe loc aici și uitați-vă și că să luați ceau. Ia că eu vă arăt special. Dar atât e terminat. Voi vă dați seama că mașina raie stau 1 gradă. Tot e terminat. Tot e cu tuie, cu Doamne ferești ce frumusață. Voi nu aveți idei. Stau pe loc în țară. Ei nu au fost tot zilă zarabot. Că îi duc și cumpără în România business-uri. Ei se gătesc că în caz de se întâmplă ceva cu dânșii, dar trebuie să se întâmple. Înțelegeți ori nu? Trebuie să se întâmple, să înțelegem noi corect. Că nu poate să ne guverneze Chicu în continuare cu Dumbrăveanu. Noi avem atâta popor deștept care au plecat, au părăsit țara, nu au intrat în scheme, în sistemele astea a lor. Scheme și sisteme. De a ne deposedat de bunuri, de mașini, de tot la oaltă. Mașini, tot ce ați avut, tot v-au deposedat. Vedeți, eu vă arăt executorii, judecătorești. Asta e tot de Alexandru Tănase. Omul lui Filat și pe urmă omul lui Plăhătniuc. Dodon, îi stăți într-o schemă, oameni buni. Îi rup acum, rup puterea, îi vor anticipate de prăpădeni, cât mai răbdă care să stăie în scăunați. Noi trebuie să înțelegem corect. Tineretul, nu plecați la Chicu, treziți-vă. Care Cafcaliu, care Chicu, treziți-vă, oameni buni. Dar îi dau culioașe, oameni buni. Dau culioașe, tinerii îi cumpără, pentru că dintâi eu, pentru leafa asta care o prinesc ei la buget, și leafa au toți, 6.000, 8.000, 10.000. Rar care au 10.000. Asta, parlamentarii noștri au 14.000, dar lor nu le trebuie, tăți băcșiți de bogați, putreți de bogați. Dar noi nu avem legi în țară, noi nu avem prim-ministru care ne leagă gurile în continuare. Decid parlamentarii. Oxana Robu pleacă la Curtea Supremă de Justiție prin parlamentarii noștri, prin deputații noștri. Ei de-mă dau la o parte total pe Maia Sandu. Aici, Dodon pe toți îi trimite la Curtea Supremă de Justiție, la Curtea de Apel, Dodon pe toți, inclusiv pe ăsta, vă l-am spus, pe Stelian, care cu schemele, cu pământurile, vă dau tot, mur în gură. Care vedeți că aderă la Chicu? Asta e Doamne ferește, eu sucot că asta e o crimă. Care aderă la partidul Chicu, asta e crimă, oameni buni. Eu înțeleg culioașele să dăși costă, dar măi, aveți onoare și demnitate, dați-o dat să scoatem țara asta din genunchi. Nu aderați tineretul la Chicu, asta e Doamne ferește, cei mai mari rușini a neamului nostru. Cei mai mari rușini, Chicu, care, eu vă amintesc deși, filmul meu este, să-l uitați anterior, unde doamna schinui 22.500 de lei. Ei o decis, dar cum o decis e amenda aceea? Că noi toți vorbim și nimeni. Cum o decis e amenda aceea? Care comisie o decis o amenda aceea? Dumbrăveanu și cu Chicu? La comanda lui Dodon? Iată, eu de câte ori am să vă arăt casele lui Ion Prisăcaru.
Dar ăsta le-a făcut timp de un an de zile, oameni buni. Timp de un an de zile, că au făcut așa două căsăloaici pentru fiorașul lui. În plus, el are, în plus, restorane are, în plus, preluat firme de la oameni. Oamenii îi înscriu. Eu știu, ei știu. Noi socotim că trebuie odată să le vii vremea să dă ei să întoarcă. Ei nu plătesc un leu de una impozit la stat. Uitați-vă, Târgoviști 7A, acolo e pământ gol. Nici casa cea veche care era, nu este. Aici era o casă veche. Nici casa cea veche nu ești, nici căsele astea nu stau. Ei nu dau un leu de una impozit la stat. Și așa toți talharii. Și-a făcut Chicu, talhariu, când a venit la putere. Vă aduceți aminte, prima și-a făcut, drumul lui s-a făcut acasă. Nu a făcut pe timp de pandemie. Nu aveau voie aici, jurnaliștii să aproche de restoranul și ăla. Nu aveau voie, vă aduc aminte, cine este Chicu. Luați și distribuiți și seară bună vă doresc la toți și țineți minte, că eu am să vă aduc aminte totdeauna. Am să vă aduc aminte de râsurile astea, de leprile astea, de putregaiul ăsta din țara asta. Dați odată să dăm jos, să vină oameni noi la puteri care au fost prin țări străine, au văzut cum alte țări s-au dezvoltat, oameni buni. Nu a existat numai furatul și culioașa ăsta. Chico a furat tot schemele, a furat și amuia el cumpără oameni la partid. Scrieți-ne în privat și eu să vă dau numărul. Scrieți-ne în privat, oameni buni. Dați și am luptat împreună și eu vă spun, voi deposedat pe timpul vostru. Fiscul voi deposedat, fiscul voi deposedat. Cum acum la vamă, cu varză, v-am spus, schemă. O cumpără cu 15 cenți de la Ucraina și o aduce acasă și o devamează pe 35 de cenți. Nu se poate. Nu se poate, pentru că 15 cenți trebuie să iei. Nu, așa schemele lor. Ne deposedează de electricitate, de gaz, de tot. Ei ne fură, oameni buni, ne fură inclusiv la vamă. Eu, director, vă spun, vamă, și mai mari talhari, vamă. Așa ca fiscul. A doilea e fiscul, care că ușesc talhariul ăsta. Și am o pușcuță, pușcuță, vă știți ce talhari ăsta? Așa, domne ferește, talhari. A fost acel care e fugărit pe 6 ani de zile, Nicolae. L-am uitat acum ea. Ion Prisăcaru și acum e Pușcuță, uitați Pușcuță, bai ministru Pușcuță, bai iară de înapoi la fisc. Și talharii ăștia ne fură pe noi, oameni buni pe noi, că îi pune să devameze pe prețuri scumpi, să devameze și pe urmă, de unde să ia prețul? De noi. Înțelegeți? De noi, din popor să ia prețul. Râsuri, lepre, ordinare, distribuiți-i și nu uitați ce v-a făcut Chicu. Chicu, un an de zile și-a bătut joc de noi, oameni buni.